Lucrările în zona de agrement a Sucevei continuă, deși Ministerul de Finanțe a băgat bețe în roate. Primăria Suceava s-a împrumutat pentru această investiție, dar unele prevederi încurcă planurile administrației locale. Primarul Sucevei, Ion Lung, a declarat că lucrările continuă, deocamdată pe banii primăriei, ulterior vor fi angajate sumele din credit. Pentru anul 2017, Ministerul de Finanțe nu ne dă voie să facem trageri în acest credit, care este al municipalității, care nu angajează practic cu nimic guvernul, pentru că se depășește deficitul bugetar de 3%. Deci el intră să se ocoate la datoria publică și depășește deficitul bugetar cu 3%, acel 3%, și ca atare avem un credit pe care îl avem, dar nu-l putem folosi, ca la noi, la nimeni. Ca atare am făcut demersul și am o promisiune că în luna iunie se va rezolva. Am fost în audiență la secretarul de stat de la Finanțe, domnul ministru secretar de stat Giru, care se ocupă deja de problema. Am o discuție și cu parlamentari din Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților, măsura în care se pune din nou în discuție această problemă, să putem utiliza acești bani. Tocmai de aceea vă spun că primăria a fost nevoită să dea bani din veniturile proprii până vine acest, până putem folosi acest credit. De aceea, ceea ce ne-am propus noi ca la data de, eu știu, 1 iulie, 30 iunie să fie gata, nu cred că va fi gata, dar cât de cât lucrările acolo merg într-un grafic satisfăcător, termenul de finalizare a lucrărilor este februarie 2018.